Bani de la UE pentru combaterea pestei porcine, Comisia Europeană a virat României o primă tranșă de 10 milioane de euro din grantul în valoare de 34 de milioane de euro. Suma reprezintă contribuția financiară a Uniunii la acțiunile angajate de România pentru combaterea pestei porcine africane. Intenția Comisiei Europene este de a plăti o altă sumă în avans înainte de sfârșitul anului, dacă situația bugetară o permite. La această dată, pesta porcină africană evoluează în 295 de localități din 18 județe, cu un număr de 1131 de focare. În total, au fost eliminați 362.000 de porci afectați de boală. Până la această dată, au fost stinse 12 focare în județul Satu Mare și singurul focar din județul Dâmbovița. În total, au fost despăgubiți peste 8.000 de proprietari, valoarea totală a plăților fiind de 208 milioane de lei.